E clar că Liviu a consumat prea mult în seara aceasta. L-am văzut numai cu paharul în mână. Aici era o fază. Doamna Lucica cred că i-a zis ceva pentru că l-a tot atenționat, am văzut de-a lungul serii, probabil să se oprească, să nu mai consume. Lui Liviu nu i-a convenit ce spunea dânsa, și la faza aceasta a dat așa cumva cu mâna către doamna Lucica, ca și cum lasă-mă în pace sau vezi de treaba ta și nu cred că a atins-o, cel puțin nu s-a văzut. Apoi s-a întors cu spatele la dânsa, s-a dus către grupul de fete și băieți și acolo a strigat ceva tare, a înjurat, ceva nu a fost în regulă cu ce a spus el. Doamna Lucica l-a auzit, s-a dus la el, a încercat să-l potolească, a ieșit afară Liviu. Doamna Lucica era supărată, a observat faza Bia și a venit, a vorbit cu dânsa, a luat-o și în bucătărie, a încercat să o liniștească, apoi s-au întors împreună pe ringul de dans.